Ok, bună seara, bună seara în primul rând. Despre joc, eu spun că nu sunt prea multe de spus, pentru că chiar dacă noi am venit aici cu gândul de a câștiga cele 3 puncte, în seara aceasta nu am făcut un joc bun. Și nu vreau să găsesc o scuză în asta, dar de câteva zile așa suntem pe drumuri. Am avut un joc acasă contra celor de la Hermannstadt cu un om în minus și acolo s-a făcut un efort foarte, foarte mare. După am plecat la Pecica, tot la fel, o deplasare destul de lungă, venind, întorcându-ne acasă, venind aici la Iași. A fost o săptămână grea pentru noi. Cu toate astea, așa cum am spus înainte, ne-am dorit să câștigăm aici, dar din păcate nu am putut să o facem și rămâne să ne concentrăm pentru ceea ce urmează meciul de acasă cu toate celor de la auto. Am impresia că trebuie să pun o întrebare, că sunt singur, dar poate s-ar putea să nu fie numai una. După cum a fost formula de echipă, asta sugerează că au fost indisponibilități înainte de joc, mă refer la Dua, care a fost rezervă, mă refer schimbarea rapidă a lui Jefferson contra Riomandel. După cum bine știți, sunt forțat să fac o schimbare, cel puțin la fundașul stânga. Valițicu urmează să vedem ce suspendare va primi și acolo am intrat cu Hanca. Din păcate, Senico Doua, după meciul de la Pecica, a resimțit ceva dureri și nu s-a antrenat decât ieri și nu aveam cum să-l bag să joace de la început. Mă bucur că Dumitriu a intrat și a făcut-o destul de bine acolo. Sunt mulțumit de evoluția lui acolo în partea dreaptă. Sunt probleme, al avea și pe Petrovici cu probleme, sunt ceva probleme de loc. Sper ca cât de curând să rezolvăm aceste probleme și să fim în formulă completă. Ne referim la partea de atac, nu? Da, și partea de atac. Problemele Petrovici este aproape de refacere? Da, Petrovici sperăm cât mai curând să-l avem alături de noi. Sper după pauza competițională. La fel și Omrani, care este într-un proces de pregătire separată, va face, vreau să-l punem la punct cu pregătirea fizică și tot așa, după pauza competițională, sper să-l avem și pe altul de noi.